Sa luci, bine mai găsit la un minunat video. Da! Da, mă. Bă, deci practic m-am uitat sâmbăta trecută, de fapt acum două sâmbete, că sâmbăta trecută să înțelege sâmbăta din weekendul ăsta. Nu, mă refer sâmbăta din weekendul celălalt, știi? Adică așa m-am uitat la o emisiune pe Discovery Science. Și în cazul în care vă întreb, și mi s-a părut foarte șmecheră și mi-a dat o idee de video. Bine, în cazul în care vă întrebați, da, eu chiar mă uit la Discovery Science, că mai sunt mulți ăștia, adică dacă te apuci acum, faci un sondaj, știi? Și întrebi, dumneavoastră, la ce post de televiziune vă uitați, știi? Bă, toată lumea o să zică Discovery, cum dracu, adică cu toții ne uităm la Discovery. La Discovery și la National Geographic, știi? Adică toți, dacă îi întrebi la ce te uiți. La Discovery, prietene, cum dracu să mă uit la Discovery Science, știi? Adică, dacă ar fi să o iei așa, bă, unul nu s-ar uita la Acces Direct, știi? Sau la Etno. Bă, unul nu se uită, toți ne uităm la Discovery, cum naiba? Zici că ar trebui să aibă Discovery cotă de piață 90%, știi? Adică ceva de genul. Discovery, ești nebun. Ar trebui, nu știu, să nu mai există alte posturi în afară de Discovery Science, de Discovery, știi? Că, na. Deci, da, eu chiar mă uit aproape în fiecare zi la Discovery. Așa, mă, și am văzut emisiunea asta, era cu Morgan Freeman și avea un subiect foarte tare, și anume, mai avem sau nu intimitate în ziua de astăzi? Foarte corect, foarte bun subiectul și foarte interesant. Mai ales în România, că noi așa în România suntem inteligenți de fel, știi? Adică când vin ăștia de la serii să ne mai întrebe, bă, voi vreți să fiți interceptați, mă? Da, cum să nu? Adică, hai, interceptați-ne! Doamne ajută, cât mai mult să ne apărăm de teroriști, hai, dacă o fi un terorist, a? Nu putem să-l interceptăm, e nasol! A? Bă, da, mai știți când a fost discuția aia cu cartelele Pripei? De ziceau ăștia de la serii că dacă vin teroriști în România și iau cartele Pripei, știi? Și reacția opiniei publice de sigur a fost, Doamne ajută să interceptăm cât mai mult, să le ia dracu de cartele, știi? Că noi vrem să fim interceptați. Doamne ajută. Și de asta zic, poate mai băgăm și noi mințile în cap un pic cu chestia asta. Da. Deci, așa pentru început, de sigur există mai multe tipuri de, mai multe grade de interceptare, știi? Mai multe grade de supraveghere. Spre exemplu, cel mai basic grad e ăsta care se folosește deja în marile orașe. Adică să pună camere peste tot pe străzi, știi, ca să te filmeze, să vadă ce faci. Desigur, argumentul fiind că, bă, frățioare, dacă vine unul, vine hoțul, știi, și dacă vine un hoț acum și fură dintr-un magazin, dă în cap, face niște nasoale, bă, imediat ne uităm pe camere și îl... Și trimite mașina de poliție și hap, îl luăm pe fraier la pușcărie, știi? Și zice, bă, e foarte bine, nu? Adică, Doamne ajută. Pe de altă parte, desigur, asta înseamnă că toți cetățenii unui astfel de oraș pot fi urmăriți. Dacă, mă rog, sunt pe stradă. Dar, na, ce să și faci? Victime colaterale, ghinion. Da, acum, desigur, la chestia asta poți să... Nu e așa mare problemă că poți să zici, bine, mă... Și dacă nu-ți place că te văd ăia, că te vede vreo cameră sau ceva, nu mai sta pe stradă, prietene, că strada e publică. Știi? Du-te la tine acasă. Corect. Doamne ajută. Da, acum întrebarea e, suntem în siguranță la noi acasă? Adică, dacă stau eu la mine acasă, pot să fiu sigur că nu mă interceptează nimeni? Că nu mă supraveghează nimeni? E, aici întrebarea e cu duș întors. Adică, astfel, desigur, posibilitatea, atenție ce am zis, eu am zis posibilitatea, ok? Habar n-am dacă mă urmește cineva sau nu, că n-am de unde să știu acum. E imposibil. Dar, desigur, posibilitatea e acolo. Adică gândiți-vă și voi, noi avem 100.000 de dispozitive în jurul nostru, da? Avem tabletă, telefon, Xbox, calculator, laptop, știi? Adică toate chestiile astea, ce să vezi, au camere. Drept pentru care ar putea să fim supravegheați prin ele, nu? Din moment ce au camere. Na. Și ideea e că, bun, să zicem că nu vrea, nu știu, SRI-ul sau și guvernul, că nu.
poate nu vor să te urmărească pe tine. Bă, ok, dar asta nu înseamnă că ești în siguranță. De ce? Pentru că dispozitivele astea, pe lângă faptul că poate să te urmească ea că ele au făcut, pot să fie și hackuite. Și pe lângă faptul că îți pierzi tot ce ai în ele, adică la mine, eventual, coinsurile de pe FIFA, da, e ok. Bă, pe lângă faptul că îți pierzi tot ce ai pe ele, poți să te și urmărească, știi? Adică, pe lângă faptul că îți fură, nu știu, contul de... detaliile de la cardul de credit, contul de Facebook, habar n-am, ce dracu ai tu pe telefon, știi? Pe lângă că îți fură asta, poți să te și filmezi așa puțin, știi? Doar așa, să te vadă la față, mai na. Și nu vrei să se întâmple asta, știi? Ghinion, nasol. Și acum o să ziceți, păi bine mă, și ce ar trebui să fac? Adică să nu mai stau cu nimic? Nu, prietene, normal că nu. Că până am ideea e că eu, de unele ori, poate vreau să fiu filmat, știi? Adică, uite, eu, spre exemplu, acum fac video-ul ăsta, da? Eu vreau să fiu filmat, nu? Că de-aia vorbesc cu voi acum. Deci, eu vreau să fac filmulețul ăsta ca să-l pun pe YouTube să vă explic vouă niște lucruri, nu? Eu vreau să fiu filmat în momentul ăsta. Problema se pune că nu știu că sunt filmat. Tocmai asta e chestia. Că dacă știu că sunt filmat, pot să-mi plănuiesc acțiunile, nu? Adică, prietene, sunt filmat, vreau să fac asta, știi? Dacă nu știu că sunt filmat și eu cred că sunt, că nu mă vede nimeni, atunci avem o problemă, nu? Și mai e o chestie, că și Xbox-ul filmează. Apropo, Xbox-ul, nu știu dacă știți, adică știți, cu siguranță știți, că filmează non-stop. Deci un Xbox filmează non-stop. Uite, și Xbox-ul ăsta al meu, 360-ul, mă filmează, deci uite, acum dacă vreau să mă duc pe FIFA, mă filmează, știi? Și mi-a ieșit de asta pe prostiile alea de Kinect Adventure, sau cum naiba să cheamă chestiile alea. Îți face și poze, știi? Că, na, îți face și niște poze. E, acum a fost o mare, nu știu dacă mai știți, de fapt cred că mai știți, că a fost o mare discuție cu Xbox One când s-a lansat în 2014. Știți că a fost discuția aia că voiau ăștia de la Microsoft. Stați așa. Așa, ziceau ăștia de la Microsoft că vor să-l facă să fie întotdeauna conectat la net, știi? Că și să nu poți să deschizi Xbox-ul dacă n-ai net, să nu poți să folosești Xbox-ul fără net. Și au sărit ăștia din America, a sărit lumea. Că bă, știam eu, vor să ne spioneze ăștia de la Microsoft. Știi? Desigur era corect, adică de ce trebuie să nu mă pot juca ceva offline dacă n-am net, știi? Adică, dă, n-are nicio logică. Dar desigur argumentația sună cretină, pentru că Xbox-ul ăla oricum te filmează, că și spune că te filmează, că dai să Kinect ca să te filmeze, să poți să joci chestiile alea, Kinect Adventure, știi? Dai să Kinect în sine ca să te filmeze. Acum problem, și plus că asta că acum că nu mai are net, că nu mai e conectat la net tot timpul, am scăpat, mamă, și post. Nu, n-am scăpat, desigur, pentru că dacă ar vrea ăștia de la Microsoft, nu cred că vor, dar dacă ar vrea, să zicem că sunt nașpa și ar vrea să ne spioneze, ar putea să ia toate filmulețele astea pe care le face Kinect-ul și să le urce la ei atunci când au net, știi? Adică, da. Nu e ca și cum, mamă, am scăpat, ești prost. Da. Și acum, bă, da, acum se mai pune o întrebare. Prietene, ar fi bine să fim spionați sau să nu fim spionați? Întrebare. Acum, desigur că întrebarea în forma asta, adică, ideea e, bă, desigur că dacă unul te spionează pe tine, dar tu nu poți să-l spionezi pe el, desigur că e o mare problemă. Că e prost, știi? Adică la te vede pe tine, dar tu nu-l vezi pe el. Ghinion! Știi? Dar... Și tu nu știi că la te vede. E prost. Dar acum s-a gândit un om inteligent în emisiunea aia de care v-am zis și a zis așa, frățioare, dar nu putem să ne uităm toți la toți? Hă? Hă? Știi? Adică prima reacție și a mea a fost, ce mă? Da mă, adică
fiecare om să știe ce face fiecare alt om. Știi? Adică să aibă așa o chestie, știi? Și să poți să vezi. Prietene, ăla face aia, ăla, știi? Și să ai așa o cameră, știi? Și să te uiți. Bă, vreau să văd pe ăla. Păi, ce face X? Ia să mă uit, știi? Și dai acolo, bă, ce face X? Așa, așa, așa. Sunt de acord cu asta? Aș fi de acord cu asta? Cu siguranță nu. Adică de ce dracu să vadă toți vecinii, toată lumea, toți străinii, toți să vadă ce fac eu? Mie nu mi se pare corect asta. Chiar nu mi se pare corect. Da. Și apropo, de asta se leagă și faptul că noi ne cam, că noi ne dăm datele personale de bunăvoie, știi? Adică noi, eu înțeleg de ce dracu ăștia dau ația bani pe aparatură de interceptare și așa, serviciile de astea, de informații în general, știi? Când poți să intră pe Facebook și să vadă absolut tot. Știi că noi în general suntem atât de disperați încât facem știți, când mai știți pe aia, fac check-in-uri din 5 în 5 minute, fac poză la mâncare, e bun, știi? Au scăpat de la școală, gata! Hashtag escape from prison sau habar n-am, știi, gata, am scăpat la școală, poză, mă duc în autobuz, poză, am ajuns acasă, poză, direct pe Facebook, îmi fac temele, gata, pun status pe Facebook, știi? Da, oamenii ăștia sunt extrem de proști, adică îmi pare rău dacă să uită cineva că îi face chestia asta, dar ești prost, de ce, adică de ce? Vrei să știe toată lumea ce faci tu. Știi? Adică de ce vrei să știe tot Facebook-ul, unde ești tu la fiecare 5 minute? De ce? Adică te încălvește cu ceva, nu? Te simți mai important? Sau care-i faza? Că nu înțeleg. Și plus că mai sunt și aia, mai ales fete, știi, sunt alea care le zici, știi că ele fac toate o grande informații publice pe Facebook. Știi, și tu te vezi cu ele și le zici, bă, uite, am aflat că ai fost acolo. Hă, de unde ai aflat, mă, ești pe Facebook? Știi că tu ai făcut niște informații publice, adică, da. Adică niște străini pot să știe toate informațiile alea, dar să nu cumva să le știe cineva mai apropiat, știi? Că e nasol, e, na. Da. Deci, în concluzie, ce să zic? Trebuie să avem mult mai multă grijă la ce facem și... Acum dacă mă întreabă, nu cred că sunt spionat în momentul ăsta, dar ideea este că chiar trebuie să ne gândim la acest subiect, pentru că este un subiect foarte important în acest secol, știi? Și dacă nu ne unim să ne protejăm ca lumea drepturile și așa, o să fim în niște locuri destul de nasoale pe viitor. Da, eu ce să vă zic, cam atât am avut pentru voi. La revedere!